Bună ziua, prieteni! Iahturi rapide, petroliere uriașe, nave de linie moderne, se pare că navele moderne au ajuns la limita perfecțiunii și este imposibil să le mai îmbunătățești. Există însă și companii care merg în direcția opusă, iar evoluțiile lor sunt capabile să ne surprindă. Astăzi vom aprofunda tema maritimă și veți afla ce este un bulb și de ce este necesar, cum au influențat vikingii construcția navală modernă și veți vedea unul dintre cele mai noi și mai neobișnuite iahturi din lume. Navele despre care vă voi vorbi astăzi au o trăsătură specială, au o prova inversată. O formă de prova a unei nave în care partea din față a navei nu se află deasupra, ci în partea de jos. Al doilea nume pentru acest design este arcul inversat. Nu este o invenție modernă și a fost folosit chiar și pe navele antice, cu toate că atunci erau necesare pentru a lovi navele inamice. Acest model de navă a fost utilizat în mod activ în perioada de glorie a flotelor cu vele și la începutul erei crucișătoarelor. Dar odată cu dezvoltarea artileriei și a torpilelor, importanța acestui tip de navă și implicit de prova pare să fie de domeniul trecutului. În 2006 însă, o navă cu o formă foarte ciudată, cu o suprastructură decalată și cu o prova care seamănă foarte mult cu un fier de călcat, a ieșit pe mare. Designul neobișnuit s-a dovedit a fi atât de reușit, încât astăzi grupul norvegian Ulstein are peste 100 de comenzi pentru nave similare. Supranumită X-Bow, aceasta nu seamănă cu nicio altă navă din lume. Dar de ce să construim astfel de nave în secolul 21? După cum s-a dovedit, această configurație are o serie de avantaje și este capabilă să schimbe în mod fundamental industria construcțiilor navale în timp. Să analizăm avantajele sale. Navele, cu o prova tradițională, se izbesc literalmente de valuri, creând un val de șoc sau un val de prova care necesită multă energie pentru a fi depășit. Este chiar mai rău pentru o navă în timpul unei mări agitate. Pierderile cresc de mai multe ori. Bulbul, o margine alungită și rotunjită la prova sub linia de plutire, ajută parțial la rezolvarea problemei. Dacă este proiectat corect, bulbul face nava mai stabilă și asigură o economie de combustibil de până la 10%. În prezent, acesta este montat practic pe toate navele de mare capacitate, dar este util doar la viteze relativ mari. Tehnologia X-Bow nu are nevoie de ea. În schimb, prova în sine este modelată corect, iar rezistența dinamică este redusă semnificativ. Navele cu prova convențională au un alt dezavantaj. În timpul unei furtuni, ele ridică prova în sus și apoi se ridică de pe creasta valului, ridicând tone de stropi în aier, dintre care o parte se rostogolesc apoi pe punte. Acești curenți reprezintă un pericol grav pentru echipamentul, echipajul și încărcătura navei. Navele de la Ulstein reduc la minimum aceste dezavantaje. În numele însuși X-Bow, puteți ghici cuvântul X, pronunțat exact ca litera X din alfabetul englezesc. X înseamnă topor, iar prova unei bărci X-Bow seamănă cu adevărat cu o lamă de topor. Acesta nu sparge valurile, ci se izbește de ele fără a irosi energie la impact, cu un nivel minim de pulverizare și cu un tangaj redus al chilei. Prova inversată X-Bow este de asemenea mai eficientă în ape calme. Frecvența și forța redusă a impactului cu apa îmbunătățesc condițiile de lucru ale navigatorilor și prelungește durata de viață a navei. Și acest lucru nu este teoretic, ci este rezultatul a numeroase teste. În 2007, Ulstein a organizat un fel de competiție între două nave cu deplasare și putere de propulsie comparabile. Competiția s-a desfășurat între Scandi Caledonia, cu un design convențional al provei plus bulb, și Orca, deținut de Bourbon. Fără mare agitată și cu aceeași putere de intrare, Orca a avut o viteză nominală de 13 noduri, față de 8 noduri pentru Scandi Caledonia. Dar chiar și înainte de asta, Orca a fost testată în largul mării de mai multe ori. În noiembrie 2016, în drum spre o platformă petrolieră, nava a fost surprinsă de o furtună puternică. Valurile au avut o înălțime de până la 15 metri. Cu toate acestea, echipajul a remarcat faptul că nava a fost surprinzător de lină în condiții de navigație atât de dificile. Navigabilitatea sa a depășit toate așteptările. Cea mai bună dovadă a succesului X-Bow este faptul că în ultimul deceniu și jumătate, de când
a fost construită Orca, aproape 100 de nave cu o configurație de prova similară au fost comandate sau sunt în construcție. Printre acestea sunt nave pentru diferite scopuri. Compania Ulstein susține că motivul care i-a atras către trecutul de mult uitat nu au fost monștri cu armură de la începutul secolului, ci celebrul Drakkar excavat de arheologi la sfârșitul secolului trecut. Descoperirea Gokstad. Inginerii companiei au fost fascinați în special de prova rotunjită și proeminentă a navei. Alte nave ale epocii au fost de asemenea studiate cu atenție, iar contemporanii au relatat că Drakkarurile vikinge, în ciuda dimensiunilor lor modeste, aveau o ținută de mare și o navigabilitate excelente. Acest design revoluționar al corpului navei nu a fost acceptat imediat. Dezvoltarea proiectului a fost însoțită de un amplu program de testare în bazin. În dezvoltarea tehnologiei X-Bow, Ulstein a testat modele cu o provă inversată și o provă de construcție convențională, dar dotată cu un arc bulbos. Aceste teste au arătat că ideea împrumutată de la vechii navigatori scandinavi funcționa mai eficient. Primul născut al proiectului a fost nava Orca menționată mai sus, care se traduce prin balenă, o navă concepută pentru a deservi platformele de foraj. Nava a făcut senzație în rândul profesioniștilor și a câștigat titlul de nava anului la un concurs organizat la Hamburg în același an, iar macheta sa a fost inclusă în expoziția de la Muzeul de Știință din Londra. Inițial, un astfel de design a fost dezvoltat pentru navele de coastă, adică pentru distanțe scurte între porturile maritime din aceeași țară. Dar recent a devenit evident că prova vikingă este de asemenea destul de potrivită pentru navele maritime mari. În 2017, o companie americană de croaziere a comandat 4 nave de linie cu prova inversată, atenționând să le folosească pentru croaziere la latitudini mari. În 2020 a fost lansat primul superyacht cu prova X-Bow numit Olivia, un iacht motorizat cu o lungime de aproape 89 de metri. Prețul ei este de aproape 200 de milioane de dolari, fiind una dintre cele mai interesante noutăți ale anului 2020. Așa cum ar trebui să fie iachturile de lux, este dotat cu un heliport, o piscină de 10 metri, o sală de gimnastică și un cinematograf, iar interioarele sale sunt de inspirație japoneză, cu mult lemn. Olivia este deținută de Sami Ofer, un miliardar israelian din Monaco. În mod remarcabil, el este coproprietar al uneia dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume și, în mod clar, cunoaște noile tehnologii la prima mână. Una dintre cele mai notabile dovezi ale reapariției interesului pentru prova inversată este lansarea distrugătorului american Zamwalt, un distrugător de înaltă tehnologie și foarte scump. Nava este construită cu o tehnologie stealth care îi conferă o zonă de dispersie efectivă minimă, ceea ce înseamnă că apare ca o navă mică pe radarele inamice, aici ieșind în evidență caracteristicile de proiectare. Nu numai că Zamwalt are prova inversată, care totuși nu are rotunjimea inerentă designului X-Bow, dar are de asemenea și o curbură spre interior a laturilor. Carena navei este formată din 5 punți cu o înălțime medie de 3 metri și o cală de 1,75 metri. Platforma pentru elicoptere are o lungime de aproximativ 46 de metri și este situată la pupa de pe puntea a doua, transportând numeroase armamente, fiind în același timp capabilă de viteze de peste 30 de noduri. Astfel, grupul Ulstein a reușit să stabilească o nouă tendință în domeniul construcțiilor navale. Crearea X-Bow-ului este, fără îndoială, un eveniment important în lumea construcțiilor navale. Ea a dovedit încă o dată că omul ar trebui să se uite uneori la tehnologiile din trecut pentru a le îmbunătăți pe cele din viitor. Celebrele Drakkar vikinge au renăscut și vor cuceri din nou mările și oceanele. Asta a fost tot, prieteni. Lăsați like-urile voastre și comentariile dacă ați aflat ceva nou și ne vedem în curând!